ca să nu cazi în păcatele lumii literare, ale vieții literare, în care sunt atât de multe orgoli. Sunt deci infinit recunoscător pentru faptul că această carte m-a ales pe mine ca să existe și, de asemenea, sunt cu inima strânsă pentru destinul ei în lume, pentru ce se va întâmpla cu această carte. Am foarte mare încredere în dumneavoastră, sper că veți putea iubi această carte, este făcută, este scrisă ca să fie iubită și sper că îi veți înțelege lipsa de apărare și fragilitatea. Cartea aceasta nu contează pe ea însăși ca să existe mai departe, contează pe fiecare dintre dumneavoastră. Ce vreau să spun cu adevărat este altceva, și anume să aduc niște mulțumiri, să aduc câteva mulțumiri, în primul rând celor doi oameni minunați între care mă aflu aici în fața dumneavoastră. O să încep cu Cosmin pentru că el este cel mai mic dintre ei și pentru că el crește, s-a vorbit atâta despre basme aici, crește ca personajele din basme de la an la an. L-am întâlnit pe Cosmin pe când era doar un student, iar acum el este unul dintre realmente cei mai importanți critici literari de astăzi, una dintre vocile cele mai credibile de astăzi. Este un om care nu face concesii, care nu negociază, care nu negociază, care spune întotdeauna ceea ce crede despre literatură, uneori cu riscul de a greși, dar cine nu greșește? Din fericire, Cosmin aproape întotdeauna pune verdictele corect. Eu am mare încredere în viitorul său de critic literar. Din păcate, într-o lume în care critica este așa cum este, dar ce ne pasă nouă de asta? Și firește, vreau să-i spun Ianei că ea nu mi-a mai scris până acum, într-adevăr nicio scrisoare, n-am avut obiceiul corespondenței, tot, poate pentru că ne-am văzut tot timpul și n-am avut ce să ne scriem, dar această scrisoare m-a emoționat foarte tare, este nu numai cel mai cald cuvânt care mi-a fost adresat vreodată, dar și cel mai inteligent. Și cel mai inteligent. Nu pot compara și n-am comparat niciodată scrierile eseistice ale Ioanei, lăsând la o parte literatura ei propriu-zisă, decât cu scrierile eseistice ale Virginiei Woolf, pentru care eu am un enorm respect, o mare admirație. Eu cred că la ambele eseiste se vede același stil de pătrundere, nu la suprafața scrierilor, ci în adâncimea lor. Sunt ca niște icuri care pătrund exact în miezul, în inima scrierilor respective. Pentru Ioana am o prietenie de 40 de ani aproape, de când ne cunoșteam, de când ne întâlneam la faimoasele cenaturi din facultate și până acum este unul dintre oamenii care nu m-au dezamăgit niciodată, nici în scris, nici în plan uman. Îi mulțumesc foarte tare pentru că a fost aici lângă mine la această lansare. De asemenea, vreau să mulțumesc ca întotdeauna editurii Humanitas, cu care eu aproape că mă identific într-un fel. Pentru mine nu există cuvânt de laudă mai mare pentru un scriitor decât să te numești autor Humanitas. Asta înseamnă deja că ai ajuns undeva, că ești undeva. Și mă bucur că în ultimii ani Humanitas s-a deschis și pentru oameni mai tineri, cei mai mulți dintre ei demni de această sigla. La Humanitas public de aproape 30 de ani și n-am avut niciodată niciun fel de alte relații decât de caldă prietenie cu toate în prima. Cu directorul general Ilia Bodea, cu Gabi Mas, cu toată lumea din această editură. Le mulțumesc tuturor foarte tare. Și în ultimul rând vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați stat aici în picioare în fața noastră. Din respect pentru dumneavoastră am ales și noi să stăm în picioare. Sper că nici această carte a mea nu vă va dezamăgi. Sper foarte tare în acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult!
Îmi spune Iana că l-am uitat pe Gabriel Liceanu însuși. Nu l-am uitat deloc, el e mereu în inima mea și probabil atât de aproape de mine încât de data aceasta nu l-am mai văzut.